și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Iubiți credincioși, Hristos a înviat. Iată curânduiala lui Dumnezeu, din pronia Sfintei Treimi și din acoperământul Maicii Domnului, ne-am învrednicit să petrecem din nou o seară de rugăciune împreună la privegherea de toată noaptea. În primul rând, privegherea de toată noaptea și are și simbolul ei de jertfă pentru cei care iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, prin faptul că prezența în biserică în timpul nopții, când ceilalți dorm sau se odihnesc din oboseala din timpul zilei, sau alții meditează, sau alții sunt preocupați în schimburi de serviciu, cei care stau prezenți în biserică arată comuniunea cu Dumnezeu și societatea, deci prin biserică, precum a arătat și Hristos, legătura dintre samarineni, între convorbirea de la fântână cu femeia samarineancă și legătura cu ceilalți apostoli duși în cetate să caute de mâncare. Deci iată, ne-am adunat să prăznuim împreună și Duminica Samarinencii și a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Întâmplările minunate prin care s-a întâmplat să se descopere și prima dată, și a doua oară, și a treia oară capul Sfântului Ioan Botezătorul nu sunt lucruri care s-au petrecut la vedere sau care să fie fotografiate sau filmate, ci au fost întâmplări minunate și neînchipuite de mintea omenească, prin care prorocul înainte mergătorul a apărut la vremi bine potrivite, într-așa fel, ca să arate că în orice vreme trebuie mustrată fără de legea și păcatul cu capul și nu cu trupul. Deci trupul Sfântului Ioan Botezătorul a ajuns Sfinte Moaște în toate bisericile creștine din răsărit, iar capul care astăzi se află la una din bisericile din Franța stau mărturie a vremii, că acea limbă pe care Irodiada o spărgea cu acul, mustra mereu și spunea, nu ți se cade ție să ții pe femeia fratelui tău, Filip. Deci mustra desfrânarea și fără de legea. Om născut din femeie, înger în trup. Și dacă vreți ce mai mult decât spune droparul, de ajuns este lui mărturia Domnului. N-avem noi cuvinte să vorbim despre prorocul înainte mergătorul, oameni pământești și păcătoși fiind. Trecând la referința Duminicii, vom vedea o întâmplare minunată și frumoasă, sau o discuție din nou, iată în prim plan, o femeie, poate desăvârșită, poate înțeleaptă, poate cultă, dar în același timp cu curaj și cu multă putere de credință, ducând un dialog între Dumnezeu și lume. Fântâna lui Iacob sau fântâna înțelepciunii, cum se mai spune, fiindcă Iacob se tâlcuiește și ret sau înțelept, deci stă mărturie, încă din vremea lui Iacob, cel care a săpat-o cu mâinile sale și a dorit-o fiului celui mai mic Iosif, în apropierea muntelui Somor, de unde vine și cuvântul de samarineni, și nu are rost să trecem prea mult în istoria acestui popor, deci o amestecătură de asirieni cu deprinderi de credință israelită, sau cum se presupune că ar fi purtat cele cinci cărți, deci învățătura celor cinci cărți a lui Moisi, imediat ce parte din iudeii plecați în robia Babilonului au fost duși în Babilonia, iar cei rămași necedând oarecum la credința pe care au avut-o, printr-o întâmplare minunată și o năvălire de fiare sălbatice în acea zonă, a făcut ca asirienii din acele locuri să deprindă o parte din păgânismul și idolatria cu care se confruntau ca popor păgân, să lepede o parte din idolatrie și să se închine în muntele Garizim, unde pentru întâia oară a fost făcut templu de jertfă. Deci, întâi păgând peste una din altarele de jertfă ale lui Iacob, unde se aducea jertfe lui Dumnezeu lui Israel. Deci iată un lucru minunat și o legătură minunată între cele două categorii de oameni, idolul necunoscut a apostolului Pavel sau idolul femeii israelitence care cu inima curată striga Iisuse Fiul lui David, miluiește-mă, au o strânsă legătură cu discuția Mântuitorului de la această fântână care nu idol este, ci un loc de întâlnire și dogmatic și spiritual, dacă vreți, pentru că fântâna cu apa ei a prefăcut dialogul Mântuitorului cel pământesc cu femeia pământească într-un dialog ceresc, exprimându-se direct și concret, eu sunt Mesia. Deci, iată, vom vedea și duminica viitoare când îi spune orbului la fel, zice, crezi celui ce s-a făcut bine Fiului lui Dumnezeu, cred și mă închin lui. Sau le spune celor care urmau să-l necăjească, tot întrebându-l de zeci de ori, cine te-a făcut pe tine bine? Zice, eu știu că Dumnezeu ajută dreptilor și nu păcătoșilor, dacă vreți să vă faceți ucenicii lui, n-aveți decât. Iată insultă la adresa iudeilor.
sau cel de la scăldătoarea viteză, care la fel la rândul lui, neavând ce răspunde în fața Dumnezeului om, în loc să spună păcătos sunt și am nevoie de mila ta, el spune n-am om să mă arunce, având lângă el pe Fiul omului sau pe mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. O altă întâmplare care putem să ne dăm seama, o altă, să spunem, linie duhovnicească a Evangheliei de astăzi este și aceasta. Discuția dintre Mântuitorul și această femeie pe linie duhovnicească de descoperire a trecutului ei, legată întâi sub forma scrisului sau sub forma literii, ceea ce se vede istoric, este legată și de caracterul dogmatic, cum se spune, sau preînchipuirea mai departe a celor 5 bărbați în cele 5 forme ale legii până la venirea Mântuitorului, deci în rai, afară de rai, în vremea lui Noe, deci vremea de potop. Și de ce le amintește acestea? Pentru că în rai omul a avut o stare duhovnicească înaltă, s-a opacizat prin neascultare, nu căscând la somn, cum faceți acum, ci un pic mai atenți, apoi prin neascultare și călcarea poruncii, căzând din rai, a fost blestemat să mulcească pământul, iar femeia să nască și să aducă viață și să zdrobească capul șarpelui, la fel n-a fost în măsură să ridice păcatul lumii. Apoi Noe, care este și preînchipuiește botezul, deci potopul, care a spălat păcatul și fără de legea întregii lumi, omorând de la om până la dobitoc, rămânând doar familia binecuvântată a lui Noe în corabie, care nici aceea n-a fost în măsură duhovnicească să șteargă păcatul sădit ca o genă în simțul și în sufletul omului pervertit, dar prin ce? Prin alterarea și asemănarea cu animalele și prin pierderea asemănării cu Dumnezeu și rămânând doar la legătura cu chipul lui Dumnezeu, rațiune, cuvânt, voință și nemurire sau veșnicie, dar în același timp trecerea la legea lui Avram sau a tăierii împrejur și știți actul de glorie a lui Avram prin aducerea lui Isaac la jertfă până la supremul când Dumnezeu trimite și oprește această jertfă, deci arătând pe cel întâi născut, care și el la rândul lui întâi născut fiind din Fecioara Maria se aduce jertfă pentru păcatele lumii, dar Hristos rămâne singur în măsură să ridice păcatul lumii, pentru că jertfa lui Avram se pierde și ea în timp, iar mulți din cei cu tăierea împrejur, călcând litera, a fost nevoie să vină și decalogul lui Moise, care să curme păcatul oarecum la suprafață, măcar de ochii legii și de litera legii, dar lumea rămânând în continuare păcătoasă și slabă în credință, referindu-se la poporul lui Israel, un popor îndărătnic încă din rădăcinile și temeliile lui, care fără cârmuirea lui Dumnezeu cu precădere s-ar fi dus spre pierzare și idolatrie. De aceea Mântuitorul își permite să-i spună femeii samarinence, deci 5 bărbați ai avut. Bărbat înseamnă virtute în Scriptură, iar femeie înseamnă patimă sau subțirătatea firii, cădere. Iată, deci 5 bărbați ai avut și cel care l-ai nu ți este bărbat. Deci legea lui Moise nu era stăpână definitivă, fiindcă litera aduce moarte și Duhul dă viață. Cum auzim exprimat în Evanghelie, va veni o vreme când nu vă veți mai ruga în Ierusalim sau în Garizim, ci vă veți ruga Tatălui în Duh și adevăr. Deci iată ce exprimare duhovnicească înainte de patima, deci înainte de patima Mântuitorului s-a întâmplat această minune, deci nu după patima nici de cum, dar s-a întâmplat la jumătatea praznicului cinzecimii iudaice, deci când și ei își sărbătoreau praznicele după mielul pascal și erau la jumătatea praznicului, după cum și auzim, înjumătățindu-se praznicul. Deci este vorba și de înjumătățirea praznicului iudaic, chiar după jertfa Mântuitorului, vorbim și de înjumătățirea praznicului dumnezeesc al jertfei lui Hristos și cel însetat să vină, și, să vină la mine și să bea. Deci caracteristica întâlnirii samarinencii cu Hristos la fântână. Fântâna este adâncă, adâncă este și Scriptura. Nu are fund care să poată fi cuprins de înțelepciunea omenească și de mintea noastră pământească și atunci când e lene și atunci când căscăm masom și când nu suntem atenți, degeaba stăm în biserică. La fel și Mântuitorul vine să-i spune samarinencii, apă multă este în fântână, dar ea spune, zice, cum să-ți dau să bei când n-am cu ce să scot? Deci n-ai cu ce să scoți când nu ești atent. Când ești atent, începi să scoți cu mintea și să înțelegi ceea ce se vorbește. Și iată încă un lucru frumos, deci Mântuitorul îi spune, eu te-aș fi ajutat cu altceva dacă tu mi-ai fi dat un pahar de apă pământesc, ci ți-aș fi dat apa cea vie. Apa cea vie este învățătura veșnică pe care biserica o seamănă ca o fântână prin
preot ce preînchipuie pe Hristos și prin arhiereu ce preînchipuie pe Hristos. Deci toți cei care rămân în fântâna bisericii se botează, cum spunea cineva odată, în clistelnița cinzecimii, curățită, luminată și, dacă vreți, odihnită de ziua 8-a învierii lui Hristos, sau, cum se spune mai pe domnește, sabatizată. Deci iată un lucru care trebuie să vă rămână în minte. Deci biserica este fântâna lui Iacov de care se vorbește, fiindcă ea se bazează pe capul pe care o poartă Hristos și se bazează pe cuvântul lui Hristos, care este Sfânta Evanghelie. Deci samarineanca la fântâna lui Iacov nu face altceva decât să prezinte o legătură a omului cu biserica sau a omului cu Hristos prin biserică sau prin Evanghelie, prin fântână. Un alt lucru pe care îl întâlnim, și trecem la partea istorică, așa în câteva cuvinte. Femeia a zis: Doamne, văd că Tu ești proroc. Deci oare femeie și nu iarăși bărbat? Mironosițe la înviere, Magdalena la mormânt, femei la cruce, femeii iau și-l îngroapă. Deci iată, femeia rămâne simbolul curajului de jertfă. Deși slăbănoagă ca fire, sau cum spunea un critic literar, zice, femeile sunt slabe de virtute, dar viclene. Iată, de data aceasta, viclenia femeilor se transformă în înțelepciune. Și iată și această femeie de la fântână, se pare că are viclenia șarpelui, cum se spune la Scripturi, dar este blândă ca porumbelul, fiindcă îl abordează pe Mântuitorul în cuvinte destul de adânci. Văd că Tu ești proroc, Doamne, îl mai face și Dumnezeu. Și ea spune, Mântuitorul îi spune: femeie, crede-mă că vine ceasul când muntele acesta și nici Ierusalimul nu vor mai fi loc de închinare. Și iarăși ajung acolo unde ne izbim noi de câteva realități, când vin mulți și se doresc și se visează în mănăstire, făcând mari bravuri de credință, și mulți din mănăstire care, din nou spun, că dacă ar fi în lume, ar face mari bravuri de credință. Sfântul Vasile cel Mare aduce un argument concret și spune: Mireanul nu se va mântui cu ale călugărului, iar călugărul nu se va rândui cu rânduielile Mireanului, adică ale creștinului din lume, cel miruit și botezat. De aceea și Mântuitorul spune, deci nici în Ierusalim, nici în Garizim. Deci ori în lume, ori în Ierusalim, deci ori în cetatea lui Dumnezeu, trebuie în primul rând să știi să te rogi din Duh. Și ca să fac o mică combinație, să nu vă plictisiți, trebuie să știți și aceasta. Rugăciunea de Duh este rugăciunea cea curată și adevărată, nu care stați cu trândăvie și cu resipirea minții, ci rugăciunea în care mintea și sufletul iau legătura cu Dumnezeu. Îi se mai spune și rugăciunea cea din minte sau a minții cea din inimă, care este sub forma curățitoare, cum o arată Părintele Cleopa și Părinții Filocaleci, și mai departe rugăciunea inimii propriu zisă, cu stările ei de înălțare, extazul, răpirea, uimirea, vederea duhovnicească și de sine mișcarea. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să vedeți stările înalte ale rugăciunii despre care se vorbește, fiindcă cei cinci bărbați ai samarinencii mai pot fi și acele cinci stări înalte de rugăciune pe care isihaștii noștri creștini de fiecare zi vor să le cucerească citind cărțile despre rugăciunea lui Iisus, cum citim tratatele sau cursurile de la facultate. Lucru inconvenient, în primul rând, și nevalabil. Rugăciunea nefiind o formă sau un fond, rugăciunea nefiind un șablon, ci fiind o libertate a minții în raport de starea duhovnicească a fiecăruia. Și cel bețiv va avea o stare a lui de rugăciune, și cel fumător va avea o stare a lui de rugăciune, și cel desfrânat va avea stare de rugăciune, dar starea de pocăință din sufletul lui și primirea rugăciunii la Dumnezeu e numai și numai o treabă a lui Dumnezeu, care se reglează și se verifică prin conștiință. Toți ne rugăm, dar nu toți dobândim ce cerem. De aceea spune, nu ne mai închinăm în Ierusalim și în Garizim, ci în Duh și adevăr. În Duh trebuie să pui sufletul și mintea la contribuție și să le pui la bătaie, la jertfă, și aici se vorbește mult în Sfinții Părinți de paza minții și de trezvia atenției, iar în adevăr trebuie să știți un lucru clar pe care l-a spus Apostolul Pavel și îmi pare bine că mi-am adus aminte de el să-l pot sublinia concret. Tu ești, Doamne Dumnezeu, Cel ce mântuiești pe cei ce te mărturisesc în adevăr. Mulți sunt cei ce se roagă, mulți sunt cei ce cred în Dumnezeu și dracii cred și se cutremur. Iacob, capitolul 2, cu 18. Și iarăși într-o Evanghelie spun, dracii nu ne trimite mai înainte de vreme în adânc. Și ortodoxii cred în Dumnezeu, dar nu se roagă toți în adevăr.
De ce? Cel ce are inimă bună, spune Apostolul Pavel, să cânte psalmi. Că dragostea pe toate le rabdă, pe toate le trece, pe toate le iartă. Și cum spunea chiar aseară cineva, zice, lumina minții este lucrarea rugăciunii sau a cunoștinței, lucrarea cunoștinței, care dă din iubire lumină și sufletului și minții. Deci este o lucrare cea mai înaltă decât toate, prin care omul, dacă n-are iubire, n-are nici duh de rugăciune. Mulți se frământă că și-au pierdut darul rugăciunii. N-ai cum să te rogi și să zavistuiești, să urăști sau să prizmuiești. Deci trebuie să fii curat cu inima, că așa spune și la fericiri, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Deci un lucru concret. Prima, să iubești și să fii curat cu inima. Să nu fii viclean sau fățarnic, cum spune Psaltirea, că pe viclean și pe vrăjmaș sau pe ucigaș urăște Domnul. Dar spune mai departe Mântuitorul, dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Ceata lui Dumnezeu s-a completat din toți păcătoșii, de aceea în iad sunt numai păcătoși pocăiți și mântuiți și nu sfinți desăvârșiți. Pentru că toate viețile sfinților arată concret că și sfinții au fost oameni purtători de trup, au avut păcate, au avut neputințe și au avut căderi, tocmai pentru smerenia și ridicarea lor, dar în același timp au primit harul de la Dumnezeu. Aici trebuie să se ajungă. Deci cel ce primește harul poate să ajungă la rugăciune. Și aici vreau să mă opresc și să fac concret legătura dintre Hristos, fântână și samariniancă. Deci legătura între preot, biserică și credincios se face numai prin har. Harul Duhului Sfânt, deci care este lucrarea energiei necreate a Duhului Sfânt, vine în om prin ce? Prin hirotonie sau hirotesie. Iar hirotonia este completarea, ca să spunem, a tuturor lucrurilor ce trebuie desăvârșite și a tuturor neputințelor ce trebuie finisate prin punerea mâinilor, prin succesiunea apostolică, de către apostoli care au hirotonit arhierei, arhierei au hirotonit preoți și diaconi. Și știm din Sfânta Scriptură, dar facem oprire și spunem, harul nu este decât de succesiunea apostolică și mai departe nu protestantă, anglicană, sectară, jehovistă, baptistă, penticostală și toate celelalte. Deci aici trebuie să aveți grijă, de astfel de închinători are nevoie Tatăl, de cei ce rămân în duh și adevăr, dar sub har. Deci Dumnezeu nu mântuiește câini, lupi în piei de oaie, sau nu mântuiește prorocii mincinoși și hristoșii mincinoși de la sfârșitul veacului și nu trimite harul asupra acestora. Deci, în primul rând, samarineanca vine să ne deschidă ochii și să ne arate concret că este prima care l-a descoperit pe Dumnezeu din acea vreme, că este purtătorul de har. Doamne, eu cred că Tu ești proroc. Prorocii erau insuflați de Duhul Sfânt și de har. Dar în același timp, samarineanca este cea care primește răspunsul pe care îl primim noi de fiecare zi prin biserică și l-ați auzit adineaur răspunsul, fără să vi-l mai dau eu, harul Domnului și Dumnezeului Mântuitorului și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Deci cei care erau de față în biserică, prin mâna preotului și binecuvântarea lui, în cadrul Sfintei Liturghii au primit harul de sus, pe care și el la rândul lui l-a primit prin mâna arhiereului și îl transmite în comuniune celor din biserică. Deci preotul are hirotonia canonică apostolică și dă prin tainele pe care le săvârșește, începând cu botezul, cu cununia, cu pocăința, cu mirungerea, cu Sfânta Liturghie și cu celelalte taine, deci până la 7, căsătoria și Sfântul Maslu, dă harul celor din biserică. Deci cei din biserică, adică de la fântâna lui Iacov, sunt plini de har. Deci să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă cu pace o aduce. Deci mai sunt și jertfe, dar sunt fără pace. Satana fiind dezbinătorul, iar cei care și-au pierdut pacea de sub har, au ieșit afară de har câștigând o pace falsă care este de la Satana, ce caută să înghită, să răzbune și să scotocească și să dărâme și să umple iadul de sufletele celor plini de părerea de sine, ce și-au făcut credințe separate, bisericuțe separate, comuniuni separate, Dumnezei separați, și-au făcut martirilor, sfinților, legile lor, canoanele lor și rânduielile lor. Deci merge mai departe și a zis femeia, știm că va veni Mesia care se cheamă Hristos. Când va veni, acela ne va vesti nouă toate. Deci Hristos a și venit.
Se spune la un moment dat în Evanghelie. Deci, iată melul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, iată crucea de la Golgota ce spală păcatul lumii prin picăturile de sânge pe altarul sublimei jertfe a iubirii fără de sfârșit. Și toate s-au umplut de lumină. O mică frază de la Paști. Iisus le-a zis, eu sunt cel ce vorbesc cu tine, iată se identifică, eu sunt. Deci când spune eu sunt, ne rămâne mai departe în legea Harului completarea prin care singur ca profet și mare uns sau Mesia, cum îi se spune, ne-a făgăduit viața veșnică, calea veșnică și adevărul veșnic. Eu sunt adevărul, calea și viața. Deci adevărul este în ceruri, calea este în biserică și la Dumnezeu sau spre răsăritul cel de sus, soarele dreptății, un alt tropar al nașterii, sau cum spune viața, eu sunt pâinea cea vie ce s-a coborât din cer, cine mănâncă nu va flămânzi în veac, nu mai moare, la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață, concret. Și atunci au sosit și ucenicii lui și îl vedeau că vorbește cu o femeie și nimeni n-au zis ce o întreb sau ce vorbește, însă nimeni n-a zis ce o întreb sau ce vorbești cu ea. Nimeni dintre apostoli și nimeni dintre succesorii apostolilor n-au putut vreodată să-și explice legătura pe care o are Dumnezeu cu lumea sau felul prin care lumea își întoarce oamenii la adevăr, pentru că ați văzut minunile de revenire la Dumnezeu și la sânul bisericii, cele adevărate, nu vine decât prin plăgea semeia lui Faraon. O mișcare de suflet duhovnicească, mai o palmă de la Dumnezeu, mai un tată mort, mai o mamă bolnavă, mai un eșec, mai o întâmplare nedorită în viață care îl fac pe om să alerge precum aleargă cerbul la izvoarele apelor. De ce? Spune așa, Dumnezeu, am și alte oi care nu sunt din staul. Și nu spune că a venit să le judece sau să le piardă, ci concret a venit să le mântuiască și le aduce pe cărarea mântuirii. Deci de aceea spune că nimeni nu știe sau n-a îndrăznit să o întrebe ce faci, ce vorbești sau ce întrebi. Dumnezeu știe în conștiința fiecăruia ce îl întreabă. Îi mustră el în așa fel de a aduce la adevăr și dreptate. Unii au calea mănăstirii și nu a tuturor călugăria, unii se căsătoresc și întemeiază viața de familie, nu a tuturor căsătoria. Mai departe, la unii ajung pusnici și nu a tuturor pustia, iar unii ajung în viață de obște și se desăvârșesc și nu a tuturor viața de obște, ci om de om se deosebește și stea de stea în slava sa. Deci fiecare în rândul cetei sale, cum Dumnezeu a spus, în casa tatălui meu multe locașuri sunt. Iar femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți să vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut, oare nu cumva acesta e Hristosul? Este sufletul fiecăruia din noi care împărtășește concret aproapelui, fratelui, surorii, mamei, tatălui, prietenului, vecinului, la biserica cu tare, la preotul cu tare, la învățătura cu tare, în cartea cu tare, la predica cu tare, la duminica cu tare, la liturghia cu tare, am descoperit pe Dumnezeu, hai să-L vezi și tu. Și așa unul câte unul ne adunăm, făcând mădularul întreg al bisericii cu vițe sănătoase și nu somnoroase, deci deși sunt zorile dimineții, trebuie să fim un pic atenți, deci care nu facem altceva decât să aducem vie curată, rod curat și zeamă curată pentru slujba sfântă a lui Hristos, adică vinul vieții. Și au ieșit din cetate și veneau către el mulțime de noroade. Asta știm că biserica întotdeauna n-a avut număr, ci mulțimile o caracterizează. De număr se vorbește numai la regulă, la fond, la șablon. În biserică unde este tradiție și libertate, nu se mai alcătuiește pe bază de fond, ci pe bază de mulțime. Și mulțimile îl îmbulzau, mulțimile îl înconjurau, mulțimi în jurul lui stăteau. Între timp ucenicii îl rugau zicând, Învățătorule mănâncă! Deci, iată, este vorba de o flămânzire a lui Dumnezeu. Flămânzirea lui Dumnezeu nu se caracterizează prin ceea ce credem noi, ci este tot o rugăciune în cadrul Sfintei Liturghii, prin care spunem, tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci. Deci, însuși Hristos se hrănește în sine prin intrarea în sufletele noastre și se hrănește cu cât mai mult noi ne hrănim din el. Ceea ce este caracteristic și focului iadului, că sufletele păcătoase, în loc să se mistuie, mereu se îndrăvenesc, mereu se însănătoșesc și ard în vecii vecilor, purificându-se spre o pocăință fără iertare, ci spre o pocăință de mustrare permanentă a viermelui neadormit sau a conștiinței neadormite, ce roade după lumina și adevărul și iubirea pierdută. Iar el a zis, mâncarea pe care o mănânc eu, voi nu o știți.
Deci cu cât Dumnezeu se adapă din suflete curate, se hrănește din inimile curate, cu atât El este mai sătul și mai adăpat, fiindcă a spus în Evanghelia judecății, întrucât mi-ați dat celor mai mici să bea, să mănânce, i-ați îmbrăcat, i-ați cercetat, mie mi-ați făcut și mie mi-ați dat. Deci iată cum îl hrănim. Direct din porunci mă veți cunoaște. Deci cei ce pot cu rugăciunea, îl cunosc cu rugăciunea, cu isihasmul, cu mistica, cu stările înalte, iar cei ce nu pot cu mila care trece pe la picioarele Lui Dumnezeu și sparge poarta cerului și milă voiesc, iar nu jertfă, spunea Mântuitorul. Jertfa este a celor ce pot jertfi, iar mila este a celor ce pot suferi. Ziceau deci ucenicii între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce. Lui Dumnezeu nimeni străin nu-i poate aduce de mâncare. Eu cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine și aud glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Deci Dumnezeu nu mănâncă din pâini străine. Dumnezeu nu mănâncă din suflete bolnave, din minți înălțate și păreri de sine sau pline de mândrie. Satana înălțându-se s-a surpat, David înălțându-se s-a surpat, pocăindu-se s-a înălțat și a devenit și profet, și proroc, și împărat. Deci cel ce se va smeri pe sine, acela se va înălța și Dumnezeu din el se va hrăni. Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Deci unirea cu ipostasul Tatălui în ființa dumnezeirii. Deci nu lucrează mintea fără, deci nu lucrează cuvântul fără voia minții în noi și nu putem să vorbim fără să gândim. De aceea și cei ce s-au rupt de biserică mănâncă mâncare străină vorbind negândind. Cine gândește și cunoaște pe Dumnezeu nu greșește, pentru că s-a dat Duhul discernerii, a înțelegerii, a priceperii și a temerii, care prin botez omul avându-le, n-ajunge în altă parte decât unde? Alături de lumina Dumnezeirii, care înseamnă iluminare în Duh. Deci Iisus s-a iluminat să săvârșească poruncile Tatălui și ați văzut la Tabor, Fiul meu iubit întru care am binevoit, nu întru care am adormit, sau mai departe spune din nou la Iordan, acesta e Fiul meu iubit întru care am binevoit, el să ascultați, nu a somn să căscați. De ce vă spun lucrul ăsta? Că vă ia pe tot somnul. Nu ziceți voi că sunt pentru, spune mai departe, Evanghelia. Adică arate multe alte amănunte de care am vorbit deja și eu închei. Eu v-am trimis să secerați ceea ce n-ați muncit. Alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Mulți samarineni din cetatea aceea au crezut, deci propovăduirea celor două zile în Samaria, întoarcerea întregii cetăți la adevăr. Și ca să închei, deci după ce au venit la el samarineni, îl rugau să rămână. Deci iată suflete curate și punându-l pe Asin l-a adus la o casă de tâlhari, la o casă de oameni buni, deci pe cel căzut între tâlhari, i-au legat rănile cu un de lemn și vin, l-au tămăduit cu spovedanie și împărtășanie și mirungere și poate chiar sfântul maslu, cum se spune, și apoi a plătit gazdei încă 2 dinari, deci înmulțind talentul, cum se spune, și l-au rugat să rămână 2 zile. Cele 2 zile Dumnezeu le știe lungimea lor, dar o fi, una pentru firea trupească și una pentru starea sufletească. Omul într-o zi se pocăiește, dar în jumătate de zi se și îndumnezeiește. Iar femeii ziceau, credem nu numai pentru cuvântul tău, ci noi însuși am auzit și știm aceasta că adevăratul Hristos este Mântuitorul lumii. Și când spun lucrul acesta, mă șopresc la starea cea mai înaltă a rugăciunii inimii, despre care spun Sfinții Părinți că omul care Simeon Nou Teolog, cel ce a gustat cu adevărat dulceața rugăciunii inimii, nu mai are nevoie de mâncarea din lumea aceasta, nu mai are nevoie de cuvintele din lumea aceasta, nu mai are nevoie de lucrurile din lumea aceasta. Și o pildă concretă pentru mintea voastră este și acel pusnic din Pateric, care intrând în postul mare și-a luat ucenicul lângă el, a pus psaltirea puțin pe smes și a spus, frate, să ne rugăm. Și-au deschis psaltirea la prima stihire, sau primul stih. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor n-au stătut și pe calea pierzătorilor n-au șezut. Aleluia! A lăsat saltirea deschisă și a spus ucenicului, citește în continuare, când flămânzești vei mânca, iar citește, iar mănâncă, eu mă voi pune să mă rog puțin. Și s-a înălțat cu mintea în cer bătrânul și a stat acolo ca la 6 săptămâni, până în Joia Mare. Ucenicul văzând că nu se scoală și nu-i călca binecuvântarea, prin harul bătrânului, munții deci au săltat ca berbecii și dealurile ca miei oilor. El n-a mâncat că n-avea binecuvântare, ci la fel cu harul bătrânului care lucra.
Deci tot ce e sub har adevărat este și adevăr și lumină este. A s-a rugat și el din psaltire până în Joia Mare. Iar când s-a sculat, bătrânul i-a zis: binecuvintează. Și bătrânul a întrebat: ce zi e azi? E săptămâna patimilor, părinți, avă. Zice: dar n-ai mâncat? Păi nu mi-ai dat binecuvântare. Dar de ce nu m-ai trezit? Păi nu dormeai, zice, puțin te rugai. Deci iată, bătrânul sta în rugăciune, în extaz, iar ucenicul alături de el aducea și el jertfa rugăciunii curate. Deci nu toți sunt la extaz, nu toți sunt la calitate, ci mai mulți suntem la cantitate. Dar din cantitate vine calitate. De aceea spun samarinenii în Evanghelia de azi: sufletului întâi cu stare de femeie. Nu numai pentru că ai spus tu, deci nu conștiință tu că m-ai trezit la Dumnezeu, ci de acum l-am gustat eu pe Dumnezeu și am văzut că legea lui și cuvântul lui e mai dulce decât mierea și fagurul. Și spune acolo: legea ta cugetarea mea este. Psaltirea lui David. Mulți stătem să o citească, că e vin draci și le fac ispite, minciuni. Deci iată, legea ta cugetarea mea este. Și în clipa aceea ei au recunoscut singuri și noi vedem că acesta e Mântuitorul lumii. Deci cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeu nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Sau un alt lucru spune: să nu întorci fața ta de la sluga ta, ia aminte-ți pe sufletul meu când sunt necăjit și mă mântuiește. Sau un ultim stih cu care vreau să închei: ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Deci nu vom bea din găleată, ci vom lua cu paharul și vom bea vinul dres în împărăția Tatălui cu lucrarea Harului. Amin.